bine ziua, dragilor! Atunci când există copii, divorțul poate deveni o adevărată dramă pentru aceștia. Ce putem face ca părinți pentru a ameliora impactul divorțului? Ne spune Alina Lazar, consilier de dezvoltare personală și viitor psihoterapeut. Bună, Alina! Bun găsit! Mai întâi te întreb din punct de vedere personal, care a fost impactul divorțului asupra copiilor tăi, pentru că știu că și tu ai trecut printr-un divorț. Divorțul este o traumă, oricum ne-am uitat la el. Și este o traumă și pentru copii, dar și pentru cei doi parteneri. Au trecut prin diverse emoții, prin diverse stări, prin atacuri de panică, prin tot felul de momente de plâns, prin furie, prin frică. Și ce am făcut a fost să vorbesc foarte mult cu ei și să le fiu alături și să-i primesc exact așa cum au venit către mine. Și cred că a fost alegerea potrivită. Da, pentru că și eu am trecut printr-un astfel de moment dificil și m-am gândit foarte mult înainte să fac acest pas ce e mai bine pentru copii și mi-am dat seama că totuși au nevoie de o mamă care să fie și ea fericită, că suntem cumva în... Nu știu, în societatea asta noastră, nu știu dacă doar la noi în țară, dar în general cumva se așteaptă ca femeia să se sacrifice pentru familie, pentru copii și în momentul în care relația devine, nu știu, prea mult sau prea grea pentru femeie sau prea tensionată, sunt multe femei care aleg totuși să rămână acolo, oarecum de dragul copiilor. Însă, din ce am văzut eu în astfel de familii, modelul nu este neapărat cel potrivit. Dar mă rog, sunt decizii și decizii, fiecare are propriile hotărâri de luat. Voiam să te întreb acum, din punct de vedere al consilierului de dezvoltare personală, cum vezi tu impactul divorțului asupra copiilor? Pentru că bănuiesc că ai văzut în cabinet destul de multe cazuri. Da, am văzut și am lucrat și lucrez și cu copii și cu adolescenți. Sunt foarte afectați. Și în funcție de fiecare copil în parte, unii se deschid mai ușor, alții se deschid mai greu. Ce este important este că există metode și soluții prin care îi putem face să se deschidă. Pe de o parte vorbim cu ei, pe de altă parte putem face diverse joculețe sau exerciții. Îi putem aduce în zona asta de a desena, de a exprima prin desen și sunt unii care rezonează foarte bine cu lucrul ăsta. Mai mult decât atât, mă mai provoacă și pe mine. Eu desenez, hai și tu. Și câteodată ne ies lucruri faine acolo în desenele noastre. Dar ei povestesc sau pur și simplu se închid în ei? Cam ce ai văzut tu la ei? Depinde. De obicei, față de părinți, se cam închid. Și de cele mai multe ori răspund cu furie la adresa părinților, pentru că ceea ce poate nu înțelegem noi este că copiii nu pot să aleagă între cei doi părinți. Da. Pentru ei, părinții sunt părinți și atât, îi iubesc la fel și înainte și după divorț. Da. Noi avem această opțiune de a alege, de a rămâne în relație sau de a pleca. Ei nu au această opțiune. Ei vor trebui apoi să se împartă cumva între timpul cu mama și timpul cu tata. Și dacă e să mă întreb tot din experiența mea personală, aici a fost cel mai greu pentru copiii mei. Această mutare dintr-o parte în alta. Așa trambalarea și la mine era acum. Fă bagajele, desfă bagajele, veneau, plecau. Este important și cât de conștienți sunt părinții, partenerii, foștii parteneri, despre tot ce înseamnă procesul ăsta de separare și cât de important este să apeleze la ajutorul unui terapeut sau al unui consilier pentru ei și pentru copiilor. Da, practic ar trebui așa în mod ideal, părinții ar trebui să rămână parteneri în creșterea copiilor, chiar dacă între ei nu mai există o relație de iubire. Desigur, dar asta nu se întâmplă. Nu se întâmplă, bineînțeles, și de foarte multe ori copiii sunt pe un front de război și fiecare îi folosește, fiecare, da. nu zic unul, celălalt, împreună, separat, copiii sunt folosiți sau emoțiile lor sunt, nu știu, manipulate sau folosite, din păcate, sunt și astfel de cazuri. Spune-mi, ce spun ei în cabinet sau cum manifestă ei furia asta
nu știu, ai spus că copiii tăi au avut atacuri de panică, au avut momente de furie. Printre copiii și adolescenții cu care lucrezi, ce ai întâlnit? Tot felul de manifestări dintre acestea de tristețe. Vin tristețe profundă. Și plâng în cabinet. Povestesc despre ceea ce visează noaptea. Povestesc despre diverse frici pe care le proiectează vis-a-vis de alți oameni din viața lor, care poate nu reprezintă niciun fel de pericol, dar apar frici. Dar ai întâlnit și copii care să fi luat povara despărțirii asupra lor, să creadă că din cauza lor părinții s-au despărțit? Da. Din păcate există și astfel de cazuri. Și ceea ce este important să facem împreună cu partenerii care se separă este să le spunem în mod constant copiilor că nu este vina lor. Și nu doar să le spunem, dar să le și arătăm. Adică faptele noastre să susțină vorbele. Dacă există o discrepanță între fapte și vorbe, copiii simt imediat și e ca și cum ar avea un foarte fin simț al adevărului și al neadevărului. E foarte important să nu-i mințim. Să nu-i mințim și să fim corecți. Așa și este. Autentici, da. Așa este. Spune-mi dacă ai întâlnit în terapie copii care, pe lângă că au luat poate povara asta, s-au gândit că pot ajuta să devină copiii salvatori ai relației, să încerce ei să rezolve problema pe care n-au reușit să o rezolve adulții. Da, da. Sunt și copii salvatori. Fiecare din noi avem partea asta de salvator în noi. Intră în rolul de salvator și fac tot felul de lucruri. Nu știu, am încercat împreună, să organizez o cină romantică pentru mami și tati. Le-am propus să mergem împreună la film, dar ei nu mai vor. Sau tot felul de lucruri, se gândesc la tot felul de chestii, de jocuri, nici nu ne gândim noi la câte se gândesc ei și cât de mult se străduiesc să facă lucrul ăsta. Ei pot avea și o rană de abandon în sensul că, deși păstrează relația cu părintele cu care nu mai locuiesc, dar nu-l mai văd zilnic cum îl vedeau ca atunci când erau, căsnicia era întreagă, pot suferi o rană de abandon, deși la nivel cognitiv să știe că tatăl sau mama nu mai stă cu el, dar totuși să se simtă abandonat pentru că acel părinte a plecat. Bine, nu vorbesc de cazurile în care părintele chiar nu pleacă, mai sună, da. Și chiar pleacă și chiar se desparte și de copil atunci când se desparte de mama. Da, se poate manifesta, dar de obicei trauma asta de abandon se manifestă un pic mai târziu. Dar ei pot rămâne cu ea? Pot rămâne cu ea, da. Deci sigur. O pot o lua ca trauma pe un abandon personal. Trauma nu trebuie să fie ceva foarte mare. Poate să fie și ceva foarte mic. Este vorba despre cum ne raportăm noi la acel foarte mic care s-a întâmplat atunci. Poate n-a dat un telefon la ora stabilită, exact, nu neapărat că n-a mai sunat 3 ani. Da, a promis că mă sună, a promis că vine la serbare, a promis că vine să mă ia de la școală și n-a venit. Copilul nu înțelege lucrurile astea. Pentru noi ca adulți este mai ușor să înțelegem, pentru că și noi trecem prin lucrurile astea. Dar copilul, dacă spune, mami, vin la tine, el chiar vine. Adică nu... Nu, copiii nu fac lucrurile astea așa cum le facem noi. Spune-mi, ce putem face ca părinți să le ameliorăm suferința? Pentru că este clar că ei suferă și trec printr-un proces traumatic. Ce putem face? Să-i ascultăm. Să fim acolo pentru ei. Și o jumătate de oră, fără telefon, fără a ne lăsa distrași de orice altceva. Este extrem de importantă jumătatea de oră. Timp de calitate, practic. Da. Să-i lăsăm să fie așa cum sunt. Nu spun să nu le punem limite, că nu despre asta este vorba. Da. Dar să-i lăsăm să se exprime și se manifeste în plenitudinea lor. Avem foarte multe lucruri de învățat de la copiii noștri. Spune-mi ca ultimă întrebare, ce se întâmplă atunci când între parteneri nu mai există niciun fel de comunicare și când există această, cum se numește legislativ, alienare parentală. Când unul dintre părinți îi spune copilului lucruri rele despre celălalt părinte, care poate s-au întâmplat sau poate nu s-au întâmplat, nu contează, dar faptul că îi spune despre tatălui sau despre mama lui lucruri urâte, cum și poate se simte? Și poate neadevărate, evident. Cum se simte copilul acela? Ce se întâmplă în inimioara lui? În primul rând vreau să spun că avem o lege pentru alienarea parentală. Asta este informație pentru părinți. În legătură cu întrebarea ta vis-a-vis de copil,
cum spuneam și la începutul emisiunii, copilul nu poate să aleagă între mama și tata. Pentru el, mama și tata sunt la fel de importanți și iubește la fel de mult. Nu este o alegere acolo. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți la cum ne raportăm la copiii noștri și ce le spunem și ce mesaje le transmitem. Și deci, practic, cred că e o responsabilitate enormă pe care o avem. Noi, să zicem, dacă ar fi, să zicem, părintele care alienează copilul sau, mă rog, spune lucruri urâte despre celălalt părinte, practic, nu știu cum să spun, îi creează o rană copilului, adică îi face rău copilului, spunându-i lucruri urâte despre celălalt părinte. Categoric, și mai devreme sau mai târziu, lucrurile astea se pot întoarce împotriva lui, din partea copilului. Așa este. Alina, îți mulțumesc foarte mult pentru informațiile astea așa de suflet pe care ni le-ai oferit astăzi. Mulțumesc pentru invitație. Minunat ar fi să nu existe divorțuri, dar în același timp să existe doar relații armonioase în căsnicii, nu să se stea doar pentru copii sau pentru ratele de la bancă. Categoric, pe de altă parte, nu există relații perfecte. Da, evident, sunt armonioase. Într-un continuu proces de învățare cu toții.